Și teologii din Caransebeș au serbat astăzi ocrotitorii. Ei au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din oraș. Părinți care au înțeles că trebuie să ne închinăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu ne închinăm la trei Dumnezei, ci ne închinăm la un singur Dumnezeu. De o ființă, pentru că persoanele sfintei trăind sunt de aceeași ființă. Elevii și studenții au venit la Catedrala Învierea Domnului din Caransebeș pentru a prăznui și în slujirea Sfintei Liturghii pe cei trei mari dascăli ai lumii și ierarhii. La eveniment au participat profesorii și elevii de la Seminarul Teologic Episcop Ioan Popasu din Caransebeș și cadrele didactice și studenții de la Facultatea de Teologie a Universității Eftimie Murgu din Reșița.